viață, atunci te vei bucura de viață. Cântă-mi lăutare, Roxana, ce seară frumoasă avem acum. Uite, bine v-am găsit, dragii noștri telespectatori. Avem o seară frumoasă, o zi însorită, o zi frumoasă. Am ieșit afară la aer aici și astăzi, pentru că ne permite vremea și este frumos. Și vă salutăm pe toți și vă spunem, Roxana Birică și Florin Grigore, bine ați venit cu toții, dragii noștri telespectatori, pentru că avem o seară plină de emoție și plină de frumos, așa ca să zic așa, de și de dragoste. Și eu știu așa, că ziua este pe cum sufletul omului. Și când este ziua ta sau când este ziua mea, ziua mea a Dumnezeu fost, ziua lasă, ta urmează. Da, dar Dumnezeu lasă soare și lasă căldură așa cum este sufletul omului. Pentru și că avem astăzi pe cineva și important. Și de sărbătoare este o artistă minunată. Și așa cum a spus și în cântecul pe care l-ați auzit, cu cântă-mi lăutare, zim din struna ta, numai despre dragoste, despre prietenie și despre oameni minunați o să vorbim în această seară, pentru că doamna minuna, Mioara Parnica este alături de noi și sărbătorește ziua așa la ceas de sărbătoare aici la Favorit TV. La mulți ani! Vă doresc să ne la mulți ani, doamna Mioara. Doamna Mioara nu este singură, doamna Mioara este și cu domnul, cu maestru Parnica, un om drag sufletului meu, dar dânsii întotdeauna vin împreună, că sunt o familie și o familie frumoasă și la propriu și la figurat, pentru că sunt și în cântec și în viața de zi cu zi. Așa, încă o dată, la mulți ani, doamna Mioara! Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine într-o zi atât de importantă, pentru că cu cât trec anii mai mulți, așa, și se adună, cu atât te simți mult mai fericit când oameni dragi, care te iubesc și te respectă, și colegi de-ai mei care vor să-mi fie alături, și bineînțeles soțul meu, de care nu scap de vreo 43 de ani la toamnă. Doamne ajută să dar nu scăpați! Dar nici de mine încă nu încă vreo 43 de acum încolo, ca să zicem așa, ei, cel puțin. Cine știe, dragilor. Și eu zic așa, vă propun ca nunta de aur, nu? Cea la 50 de ani? Da, se sărbătorește, da, deci eu știu bine. Să o facem tot aici, la Favorit, în cadrul emisiunii. Să dea Dumnezeu să mai fim pe aici. Da, cu dar, Roxana, cu dar. Cu dar, și darul, cum așa. Să nu? Da. Bună seara, maestre, bine ați venit. Ne bucurăm tare mult că avem onoarea în această seară să fiți alături de noi și să vă sărbătorim minunata doamnă. Să rămână, mulțumesc pentru invitație. La mulțumesc echipei Favorit. Mulțumesc și dumneavoastră și la tot personal și la toți și la și la mulți ani, draga mea. La mult, mult. Mulți ani. Stai. Vreau să-ți dau și eu o floare. Nu cred. Oh, cât de frumos. Cât vine de obicei mai soțul meu nu mi-oferă flori, că el îmi spune mereu florile, dacă eu ți le dau o să moară. Și atunci a ales să-mi aduc o floare care a prins rădăcini, la fel ca și căsnicia noastră. De ce cadou ați primit de ziua dumneavoastră? Caute cel ce mai frumos, frumos cadou pe care l-am primit vreodată de ziua mea este soțul meu. Ce frumos, cum pentru adică? Pentru că el când a apărut în viața mea, mi-a schimbat-o total. M-a făcut un alt fel de om, mai bun, mai zăpăcit decât eram, pentru că am vrut să-l înving, să-l înfrunt. Eu sunt o luptătoare și el știe, altfel nu mă lua. Cât de frumos, ce declarație frumoasă, da. de dragoste. Așa este, foarte frumos, Roxana. Dar am și o, așa, o curiozitate. Vă trimite, vă mai ia flori din când în când, așa? Îmi aduce câte o găină, câte un curcan, câte un pui, mâncăm flori până la urmă, doamna Mioara, nu? El îmi spune, atâtea flori ai sădit în curtea noastră, încât fitul când cosește, le taie pe toate. Și lângă dumneavoastră la această seară.
Am adunat așa oameni dragi sufletului dumneavoastră ce vor să vină alături de dumneavoastră să vă ureze gândurile lor bune și o să invit alături de mine pe domnul Mitică Tavă în aplauzele dumneavoastră. Bună seara, bine Mitică. Ați venit, domnul Mitică. Bună seara, bun găsit. Dacă îmi dați voie, aș fugi repede să-i aduc și eu o floare, doamne Mirela. Sigur, mergeți dumneavoastră să aduceți floarea. Doamna Ioana Porumbescu, de exemplu, mai este alături de noi în această seară. Vă invităm aici. Doamna Ioana, bine ați venit. Bună seara. Puteți să luați și un microfon pe drum ca să nu veniți cu mâna Andrei goală. Și Andrei Turculeanu este alături de noi în această seară. Pregătiți cadourile pentru sărbătorită. Dacă nu puteți, dacă nu le mai poate primi, doamna Luminița Toma este alături de noi în această seară. Haideți să mergem așa un pic mai în față ca să avem loc cu toții. Doamna Luminița a venit și dânsa cu noi în această seară. Bună seara, domnul Mitică. Bună seara tuturor. În primul rând vreau să o salut și să îi urez la mulți ani doamne Mioara Parnica. Este o persoană specială pentru mine, împreună cu domnul Parnica, pentru că i-am cunoscut, le-am cunoscut sufletul, le-am cunoscut talentul, îi apreciez, îi stimez și vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit și la mine să fiu în seara asta alături de dumneavoastră. O floare simbolică, un crin, tot așa cu rădăcine să... E bine să prindem rădăcini prietenia, da. Și la mulți ani fericiți și sănătoși vă doresc. Bună seara, doamna Ioana, bine ați venit! Bună seara, vă spun și eu. Doamna Miu, așa cum îi spunem noi, multă sănătate și tot ce vă doriți, că în rest le faceți. Uite, încă un cadou frumos și cu flori, bine ai venit, Andrei! Bună seara și bine v-am regăsit! Sărut mâna, mămică! Te zic, mămică! Te pup și mulțumesc, Andrei! Că ești din nou alături. Pentru că așa ne-ați obișnuit. Așa sunteți copiii mei de suflet, orice vârstă ați avea, toată lumea care a lucrat. La microfon. Să vă ajut. Toată lumea care a lucrat cu noi și care ne iubește și ne este alături și ne caută să ne fie alături, eu zic că sunt ca o familie. De asta eu fiind mai mare și mai tare, zic că sunteți copiii mei de suflet. Luminița Toma, ce mi-ai adus aici? A, nu e pentru mine, iartă-mă. Bună seara, vă spun și eu, bine bună v-am seara, găsit. Bine Mioara, la mulți ani. Noi ne-am sărbătorit, să știți, sărbătorim de 2 zile la pensiunea Toma. De acolo venim aici. Maestre, Mioara, vă iubesc, știți. Vă doresc multă sănătate, nu plânge, multă sănătate și tot bine. Ți-am adus și eu ceva. Atunci eu zic, dacă tot, să nu trecem la lacrimi, pentru că o seară foarte frumoasă și cu petrecere. Eu zic să mergem mai departe cu cântec și cu voie bună, maestre, și să dăm drumul la muzică, așa că luați vioara și să cânte muzica!
mândră ca să fie doar a mea. Că tot stau și mă gândesc și mă mermelesc. Să fac eu cu mândră ca să fie doar a mea. Că tot stau și mă gândesc și mă mermelesc. Mai bine, hai, hai, mândră mea, draga mea, viața-i grea, lumea-i tare rea. Mea, atunci ne-om cununa. Sunt al tău și ești a mea, tot fi viața. Dacă ai vrea, mai mândra mea, atunci ne-om cununa. Sunt al tău și ești a mea, tot fi viața. Mai bine, hai, hai, mândra mea, draga mea, viața-i grea, lumea-i tare rea. Dar tot ne-om lua. Hai, hai, mândra mea, draga mea, viața-i grea, lumea-i tare rea. Ușor, ne vom fi dor cu dor. Trece vremea peste noi și vom fi amândoi. Nu e greu și nici ușor, ne vom fi dor cu dor. Trece vremea peste noi și vom fi amândoi. Mai bine, hai, hai, mândra mea, draga mea, viața-i grea, lumea-i tare rea. Dar tot ne-om lua. Hai, hai, mândra mea, draga mea, viața-i grea, lumea-i tare rea.
s-o păstrez amintire până am să mor. Dacă n-am să pot să stau în casa părintească, la cineva o s-o dau și s-o îngrijească. Am să o dau de pomană, n-am s-o vând vreodată. Thank you.
mare. Veniți olteinași la joc, în viață să aveți noroc, în viață să aveți noroc. Eu să vă gând cu mult foc, nu țineți hora pe loc, nu țineți hora pe loc. Oltenii să iasă la joc, Andrei. Toată lumea să danseze în această seară, pentru că este mare sărbătoare. Este mare sărbătoare. Mioara Parnica este sărbătorită în această seară la Favorit TV și s-a gândit dânsa așa să vă ofere în primul rând cel mai frumos cadou pentru dumneavoastră. Pentru că datorită dânsei noi avem o emisiune extraordinară în această seară. Oameni dragi sufletului nostru, ai dumneiei. Prieteni dragi. Și avem multe surprize, dar le ținem ascunse. Haideți mai față, trebuie să le spunem. Haideți mai față și dacă tot ați de surprize. Multe surprize avem, dar rămâneți cu noi. Multe surprize și mulți prieteni dragi, printre care vreau să invit aici lângă dumneavoastră o prietenă veche și dragă care vine de la Gorj, Claudia Torop, în aplauzele prietenă dragă sufletului meu. Bună seara, Claudia. Bună seara tuturor. Bună seara ție. Dăm voie să te îmbrățișești, să te pup. Ei, bine și simt la mulți ani. Nu l-am auzit deloc vorbind și pe domnul Nicolae Datcu. În aplauzele microfon. Dumneavoastră se pregătește n-are și microfon, el da. Să vină. Datcu n-are bună microfon. Seara. Hai până vine. Bună vine. Seara, bună seara. Vine tu Datcu, le stai să vorbim și noi cu Claudia. Și să-l invit și pe Nicolae Datcu alături de noi. Să știi că și eu am un cadou pentru tine. Rămână, dar este acolo în culise. Ți-am mâncat așa, ți-am gustat din bunătăți. Mulțumim să trăiești, să ne mai faci, că tu ești vestită, că ești o gospodină extraordinară. Nu știu dacă așa știți, este, dar este. Gospodina noastră de la Gorj. Vreau, Mioara, să-ți doresc tot ce-i mai bun pe pământul ăsta pentru tine, pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, că știu cât de important sunt pentru tine. Și să știi că vreau să-ți urez un sincer la mulți ani și din partea vecinilor mei de aici, de la București, de pe strada Lăcrămioarei. Spuseră să-ți spun, Mioara, la mulți ani, bucureștenii ne iubesc pe noi toți, la mulți ani din toată inima, ne urmăresc cu drag. Iar eu în seara asta, Mioara, pentru că cel mai important pentru tine este domnul Marcel Parnica, să știi că o să-ți fac o mare surpriză. Piesa nu-ți va fi oarecum dedicată ție, ci va fi așa mai pentru maestru. Surpriză!
Suntem nerăbdători să te ascultăm, dar nu înainte de... parcă l-am auzit pe dat cu unde... Ce a zis de mine? Ce a zis de mine? Ce a zis de mine? De ce spuneți lucruri urâte despre mine? Te-am auzit, nu știam dacă ești în emisiune. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, dragii mei. Bună seara, la mulți ani, doamna Mioara. Nu vreau decât atât să spun, să aveți parte de sănătate, bucurie, fericire și să trăiți sute și sute de mii de ani alături de acest om minunat, domnul Marcel Parnic. Da, haideți să mai în față, vă rog, și mai în față, atât. Și vreau să spun că v-am adus un mic cadou, șampanie în această seară când ajungeți acasă, cum intrați pe ușă, vă luați soțul de mână, dansați o sârbă împreună, o horă și beți o șampanie și poroi bateți pe vecinii care vă supără. Eu sunt tare curioasă ce a pregătit și doamna Maria Ghinea pentru dumneavoastră. Lăsați-o pe Maria Ghinea, că o iubim. Vă iubesc tare mult. Sunt tare fericită și plină de emoție. Mi-am dorit de o viață să vă cunosc și astăzi v-am adus în dar piesele pe care le-am... Maestro mi le-a dăruit și mi le-a orchestrat și mi le-a creat. Maestre, să vă dea Dumnezeu 1000 de ani împreună și să ne bucure Dumnezeu în a lucra un album întreg. Iar dumneavoastră, fericire, iubire, sănătate și toate. Iar eu zic mi-ați făcut cea mai mare bucurie că ne sunteți alături. Mi-am dorit și eu de multă vreme să fiți alături de noi într-o emisiune. Vă iubesc tare mult și vă mulțumesc încă o dată că sunteți lângă noi. Cu mare drag am venit. Avem un artist 3-in-1, Claudia Dat cu Ghinea, care vreau să ne interpreteze următoarele trei melodii. Așa că, muzica maestre! Se am paharul sus, voi trage din arcuș.
prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân. Știe ce vrea inima, ai noroc și-o-n bea! E mare, vine mi-ora frige când își mi stinge. Zi mai năutare că focul e mare, vine mi-ora frige când își mi stinge. Vin de pietroasele, alungă dorurile, la mulți am pahar sus, mai trage din arcuș. Prieteni și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai noroc și-o-n vrea. Carafa plină, la prieten toarnă, vinul rece-n cană. Poate vin amasă, chef mare se lasă, nu duce acasă, zorii când se varsă. Vinul de pietroasele, alungă dorurile, la mulți am pahar sus, mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, ai noroc. Așa, așa, da, vin, să știi, Roxana, că ploaie e bogăție, așa că e un lucru minunat. Fiecare an de ziua mea sunt câțiva strop de noroc. De strop de noroc, da. Uite, păi eu mă bag aici lângă microfonul ăsta frumos. Așa. Un strop de noroc. Și dacă tot ați zis de microfon și dacă tot am zis de sărbătoriți în această seară, să știți că avem două sărbătorite dragi ce sunt în fața micului ecran, desigur. Vreau să-i transmit la mulți ani doamnei Sofica Cărbunaru. Doamna Sofi, să le trăiți, că le trebuie. Roxana, vreau să mai spunem la mulți ani și colegii noastre dragi, Mariana Cimpoiașu, pentru că astăzi se sărbătorește. La mulți ani, Mariana, să fii sănătoasă, te iubim. Și știm că ești ocupată de astăzi, n-ai venit și alături sâmbătă, de noi. Și sâmbătă, începând cu orele 20, vă așteaptă la interpretul preferat. Mariana Cimpoiașu a pregătit o ediție extraordinară pentru dumneavoastră, despre interpreții preferați ai dumneavoastră. O să vă povestească Mariana Cimpoiașu sâmbătă, începând cu orele 20. Doamna Miora, vreți să ne spuneți ceva? Vorbiți, că vă auziți la mine. Pot să mă aud, eu aș rămâne așa să mă aud la tine până mai târziu. Așa vă auziți, microfon. Nu mi-au microfon, că îmi place microfonul ăsta, e mai mic. Uite, vorbește aici la microfonul meu. Uite, mai am unul și eu mă băgasem în celălalt. Așa. E o idee doar. Da. Bun, lăsând gluma la o parte, vreau din toată inima mea să-i salutăm pe toți cei dragi de acasă care ne urmăresc, pe cumnații mei care sunt în Anglia de atâți ani și nu vreau să plâng pentru că îi iubesc și mi-e foarte dor de ei. Dar nu plângeți, gata, nu plângeți, așa? Pe vecina mea, Flori, pe domnul director Pecie, toată stima și respectul pentru că n-a uitat niciodată când vine ziua mea, când vine ziua soțului. Toată stima și respectul pentru toți cei dragi de acasă care ne urmăresc și care de fiecare dată mă întreabă când mergeți la televiziune să ne anunțați să vă vedem. Vă iubim și vă stimăm și fiți alături de noi. Avem multe surprize și foarte frumoase. Iar acum pentru dumneavoastră, Roxana, avem o surpriză. Bineînțeles, cea mai frumoasă surpriză pregătită cu multă dragoste ne cântă Maria Ghinea. Yeah.
Lorin, uite cât de frumos este în această seară. Uite câți oameni minunați au venit aici să sărbătorească pe minunata doamnă Miora Părnică. Haideți aici, de ce plecați de lângă noi? Maestre, lângă soția dumneavoastră aici trebuie să stați. Te speriase de trei picături de ploaie. Stai să vă dau eu microfonul. Ce-i drept, m-am speriat de trei picături de ploaie, dar m-a liniștit doamna Miora și mi-a zis să știi că sunt semne de la Dumnezeu. Maestre, un microfon. Trebuie să recunosc și este un lucru sincer și nu este o glumă. În fiecare an de ziua mea, dacă nu sunt câteva picături de ploaie ca Dumnezeu să-mi spună că eu pot să continui mai departe, sunt toate de la... Găleată. Nu cred, maestre. Da, poate pentru dumneavoastră. De ploaie, pentru 60 de litri pe metru pătrat. Nu? Da. Doamna Mioara, să știți că alăturie de noi în această seară. Noi, în primul rând, suntem fericiți și bucuroși pentru că de fiecare dată o vedeți miercurea pe dânsa și la Roțana, noi nu prea ajunge. Ce cruciuliță frumoasă ai la gât. Ei, tu te-ai uitat la altă cruciuliță. Dar eu am impresia că vrei să te pocăiești. Nu, dar am văzut o cruciuliță și mai mare. Și mai și uite, o invităm alături de noi pe o doamnă frumoasă și minunată și grațioasă, artista Viorica Chiurciu. Prietenă dragă. Bună seara. Bună seara. E o seară specială pentru că sunt alături de această familie de care mă leagă multe, în primul rând o prietenie de familie. Pentru că atunci când trăia soțul meu, mergeam foarte des la dâns și dormeam la dâns și o familie extraordinară. Și soțul meu mereu îl întreba pe domnul dirijor, ce faceți, maestre? Că mă odihnesc pe riturnelă, așa spuneam eu. Așa, și în afară de asta ne leagă și o... avem o legătură profesională, deci este singurul dirijor cu care am lucrat. Și mereu voi lucra cu dânsul. Facem niște piese excepționale, de fapt le știți. Eu vreau să vă urez multă sănătate, doamnă, și să aveți alături de maestru mulți ani. Eu v-am adus un dar simbolic, dar gândit așa de mine, cu culorile vieții. Am sunt pus și alb frumoase pentru puritatea pe care ați avut-o când v-ați căsătorit. Am pus un pic de inimă albastră, ca să ai viața. Eu am o inimă albastră. Da, dar și speranță, dar iată și credință în Dumnezeu și doamne, asta vă urez, să fiți sănătoși, să vă creșteți frumos nepoții și eu în această seară vă doresc niște cântece de muzică ușoară, dar în primul rând aș vrea să dansați pe valsul meu. Ne-ați impresionat, cu mult drag, doamna dacă, dacă maestru mă invită sau, deci un tango. Sau îl lăsăm să cânte cu doamna Mio și eu o să dansez cu băieții și cu cum fetele. Cum vreți, e un tango, nu un vals. Mulțumesc, da. Mulțumesc din suflet. Eu zic, Roxana, dacă vorbele s-au spus, urările s-au făcut, să ne dansăm un tango. Dansez și să dansăm mine un tango, da. Pentru Viorica că ne încântă. Viorica Chiurciu, noi începem să dansăm deja. Perfume
și iubiri începute de ieri. Un tavon într-o seară cu stele făclii, un sărut și o șoaptă în clipe târzii. Un minut cât o viață îmi trec prin tăceri și iubiri începute de ieri. Stele, să treci prin gândurile mele. Ce bine e în brațele tale, ce bine e și atâta splendoare. În ser târzii cu parfum de stele, să treci prin visele mele.
mi-ai trăi o viață. Aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc o dată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi de-aș mai trăi o viață. Aș lua-o iar pe drum de la început. Ce bine ar fi să mai trăiesc o dată iubirile din anii ce-au trecut. Ce bine ar fi! Cum bine ne-a spus artista Viorica Fiurciu. Doamna Viorica, știți ce am observat eu așa cu ochiul meu estetic? Că colegul meu Florin Grigore s-a asortat în această seară cu rochia aceasta superbă pe care păi o purtați. Știam ținuta și de asta m-am îmbrăcat păi, special așa. Da, noi comunicăm. Am înțeles, atunci nu mai bag, gata, nu mai zic nimic. Nu, pentru că ești pe teren minat, crede-mă, noi comunicăm. Eu vă mulțumesc din suflet că ne-ai ai văzut că și cruciulița e mai mare, deci așa da, că e normal, deci, da, acum știi da. Cum e, sunt și la început. Vă invit să rămâneți alături de sigur, noi, să vă distrați. Dar rămâneți, nu plecați, rămâneți alături de noi, pentru că mai avem de cântat, mai avem și alte momente frumoase, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi. Și aș cânta acum așa, pupă, pui. Puiu pupă bine, la la păi la 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 la. Păi te las atunci, du-te după puiul și nu eu... Nu mă duc după puiul, eu ți-am zis ce aș cânta eu. Eu mă duc după Luciana, să văd dacă e Luciana după pe aici. Luciana văduva. Luciana văduva, Luciana văduva, avem Luciana pe Luciana văduva în seara asta pe aici eu pe la noi. Eu l-aștept pe Leonard Petcu, unde este puiul, unde este puiul? Așa puiul, dar fără microfon, să știi că nu ne place. Doamna Mioara, veniți aici alături de noi, că nu-mi cântă mie în această seară băiatul acesta tânăr. Uite, Roxana, că n-am venit cu mâna goală, vezi? Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Ține-i, Doamne, sănătoși pe prietenii mei frumoși, că iubesc de nu mai pot. Și mă topesc. Și noi pe dumneavoastră. Luciana văduva în seara asta. Bine ai venit, Luciana. Bine v-am găsit. Sunt bucuroasă, sunt onorată să fiu alături de colegi dragi, de doamna Mioara și, bineînțeles, de maestrul meu drag, cu care am petrecut la ansamblu Danubius. La ansamblu Danubius ani mulți. Așa. Și maestrul nu a fost doar un dirijor, a fost un prieten, la fel și doamna Mioara, o familie Mio, dragă. Mă, eu sunt Mio, mă, eu sunt o doamnă și tu ești tot o doamnă, dar eu vă iubesc și eu sunt Mio. O familie dragă sufletului meu. Maestre, știți cât vă respect și pe doamna Mioara și am venit cu mare, mare bucurie să vă fiu alături. Din suflet, mulțumesc, Luciana. Și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți și nu aveți. Sănătate multă și nouă și tuturor care sunt alături și la toată lumea și vouă, dragilor. Doamna Mio, bună seara, Leonard. Doamna Mio, de cât timp nu l-ați văzut pe Leonard? Trebuie să recunosc că el ar trebui să spună de când nu m-ai văzut, fă mămică. Cred că de câteva luni, nu știu. De pe la ea. Dar nu e adevărat, nu e adevărat. Nu, de nou, ce se pare. Mi-a adus un buchet de mireasă de seară, mă face soțul mireasă, să știți. Mulțumesc! Mama Mio, la mulți ani. Vai, dar e super. Păi cu, după sticla aia de vin roșu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Dacă v-a adus flori, eu v-am să fiți sănătoși. Dragilor, să vă pregătiți la mine acasă, o să fie scântei. Deci după sticla asta de vin roșu de la Luciana, vă face mireasă, maestru, în seara asta. N-am nici rochiță. Vreau să-l salut și pe maestru... Pe maestru Marcel Parinica și țin să amintesc că a fost primul dirijor când eu am concurat pentru prima dată la un festival, cred că aveam 15-16 ani. Și de atunci îi port un mare respect, sărutări de mări maestre, să vă dea Dumnezeu sănătate lângă familia minunată pe care o aveți și mulți ani sănătoși și fericiți. Salutăm pe toți cei care ne urmăresc și pe mămica mea de la Iași, Aurica Talașca, o salut, este Leonardo, pentru că tot veni vorba de mamă. Respectos, da. Ca de fiecare dată. Cu mulțumim dragoste. Pentru respectul pe care ne-l porți, Leonard. Mulțumesc frumos. Așa că ne cântă Luciana Văduva și apoi ne pupă puiul. Vedem pupă, cum, pupă, pe pupă. Unde Luciana Văduva și Leonard Petcu. Roxana, te invit lângă mine că mai avem treabă. Niciodată n-am știut cât de dușmănită sunt, măi.
sunt supărat pe viață, că viața prea mult mi-a dat și pe ei i-a cam uitat, mă. Thank you.
Foarte frumos, foarte frumos. Doamna Mioara, încă o dată vreau să vă spun la mulți ani și să fiți sănătoasă și tot ce vă doriți. Mă bucur că în această seară avem o emisiune frumoasă cu atâția prieteni dragi și cu atâția artiști minunați și că vă putem sărbători într-o așa în aer liber, într-o atmosferă de vară, într-un cadru de poveste. Le mulțumesc mult, Florin, pentru că sinceră să fiu pentru la mine, camera aici, aici, la camera pentru aici. Mine, prezența lor și prezența mea aici între voi este cel mai frumos cadou care puteam să-l am. Auziți de așa, ca să nu ne audă nimeni. Nu. Sunteți geloasă așa pe maestru Parnica sau ați fost geloasă când pleca pe la evenimente, pe la turnee? Numai când a fost în China, când s-a întors acasă, m-a rugat să vine cu vreo chinezoică. M-a rugat să-i fac ceva de mâncare și n-am știut ce să-i fac. De ce? Păi învățase chinezește și eu n-am înțeles ce spune. Bună asta, bună, da. Pentru că tot m-ai întrebat, Florin, să știi că gelozia între două persoane, fie ele prieteni, fie soț și soție, fie de orice fel o relație, dacă unul dintre cei doi nu știe să depășească anumite momente ale vieții, relația se strică. Așa este. Eu am 43 de ani și repet, în toamna asta, și îi mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că mi-a dat minte întreagă să știu să-l păstrez. Să fiți sănătoasă! Aplauze și la mulți ani încă o dată! Rămâneți alături de noi, dragii noștri telespectatori, pentru că avem o seară de poveste aici, avem multe momente speciale și mulți artiști dragi care ne-au călcat pragul în această seară. Vă mulțumim tuturor pentru că și în această seară sunteți alături de noi, ca și seara trecută. De altfel, am avut un public minunat cu o audiență foarte mare, așa că rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează și surprizele. Thank you.
fie. Să trăiești în veselie. Uite greu ce l-ai dus, ridică paharul sus, măi. Dans-o și cu muzica, îți deschide inima. Și pentru o clipă măcar, mai uiți un pic de amar, măi. Dans-o și cu muzica, îți deschide inima. Și pentru o clipă măcar, mai uiți un pic de amar, măi.
din suflet la mine, s-a vindecat și mie bine. Sunt micuță fericită, am de toate și-s iubită. Nu mai am lacrimi pe față, mă bucur de a mea viață. Acum suferă și tu, să vezi cum ți-e sufletul. Cum îți bate inima, tu ne-ai cuță-i grută așa. Dedicația mea pentru ea, te iubesc, Leonard, mulțumesc frumos! Iar acum urmează să ne cânte Roxana Bilică, publicitate, pauză, ne-ntoarce! Vă iubesc! Cum stai mândru în prim.
viața prin văpări. Știu că și tu mă iubești, de dorul meu te topești. C-am văzut în ochii tăi când mă vesa prin văpări. Roxana, 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 unde ești, Roxana? Aici sunt. Am, ca să nu ne audă prietenii noștri din platou, avem o surpriză pentru sărbătorita noastră, să știi. Ca să vadă și trebuie să dorim, dau o surpriză. Fii atent, eu dau tonul. Ce? Hai, eu dăm tonul, da. Fii atent. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Mioara să trăiască, trăiască, doamna Mioara să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani. Așa. Happy birthday, doamna Mio, că am văzut că la mulți ani, Mio, că așa îi place să-i zic. Da, Mio! Mio! Da. Mia și Mia și Leu. Mia și Mio. Vreau un microfon. La mulți ani! Doamna Mio, să știți că eu vin așa alături de maestru Marcel Parnica. Maestre, vreau să rămână să vă trăiască soția. Vreau să două rămână cuvinte pentru doamna Mia. În primul rând, ne bucurăm amândoi că suntem aici și vreau să sărbătorim și la, și la 80 de ani, tot aici. Doamne ajută, Roxana, să vă iubiți. Vreau să-l invităm un prieten drag al nostru. Eu vreau să spună. Ce? Să audă toată lumea. Mă iubește și pe mine după 40 de ani sau nu? Pupă pui, pupă bine. Aici, aici. Și nu pupă. Aplauze. Bine, atenție. Ideea, ideea este că... Pupă bine, uite, 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 așa. Pupă, ia să vedem. Ia, ia să vedem, hai. Hai să vedem. Ia, lasă, ia, lasă. Haideți aici alături de noi. Hai, aplauze. Roxana, ai pierdut momentul. Domnul Stelică, două cuvinte pentru mama Mio. La mulți ani, Mioara, ești prietena noastră de suflet, împreună cu Marcel. Pentru noi e o mândrie și ne mândrim cu voi. Sunteți bineveniți la noi și noi la voi. Mulți ani cu fericire. Doamne ajută să ne vedem la cât mai mulți ani și la cât mai multe sărbători din astea frumoase. La mulți ani! Cânte acum Mioara Parnica și pentru toți invitații noștri! Și tu că nu se poate.
deal și când la vale. Așa e a vieții cărare. Sufer, tu sufer și eu, știu inima că ți-e greu. Dar nici eu nu am putere ca să-ți aduc mângâiere. Sufer, tu sufer și eu, știu inima că ți-e greu. Dar nici eu nu am putere ca să-ți aduc mângâiere. Mergi cu ele cât se poate, nu le pune pe al spate. Omul
mie, trăiește cu bucurie. La altul amar nu face, roata vieții se întoarce. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și ia roată, mai încoace deodată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Cinele, uităm toate.
și chemăm un lăutar. Fetelor, e ziua noastră, hai cu sârba oltenească. Petrecem între muieri, să uităm ziua de ieri. Hai și noi să o facem lată, ne-ntâlnim în an odată. Că e zi mare, să uităm de supărare și până s-o însera, să petrecem tot așa. Petrecem între muiei, să uităm ziua de ei. Hai și noi să o facem lată, ne-ntâlnim în an odată. Iar bărbații de ori veni, tot aici ne-or găsi, că nu plecăm nicăieri. Petrecem între Lacrimi
mi-ai sufletul și să-mi chinui inima. Du-te, neică, unde-ai vrea? Nu mai vreau, neicuță, nu să-mi amărăși sufletul și să-mi chinui inima. Du-te, neică, unde-ai vrea? Și să-mi chinui inima, du-te, neică, unde-ai vrea? Nu mai vreau, neicuță, nu să-mi amărăși sufletul. Și să-mi chinui inima, du-te, neică, unde-ai vrea? N-ai prețuit dragostea atunci când trebuia și nu ai ținut la mine când eu plângeam după tine. N-ai prețuit dragostea atunci când trebuia și nu ai ținut la mine când eu plângeam după tine. Nu mai vreau, neicuță, nu să-mi amărăși sufletul și să-mi chinui inima. Du-te, neică, unde-ai vrea? Nu mai vreau, neicuță, nu să-mi amărăși sufletul și să-mi chinui inima. Du-te, neică, unde-ai vrea? Dar să știi, neicuță, bine, n-ai să mai găsești ca mine. Du-te, neică, și mă lasă, caută-ți mândră frumoasă. Dar să știi, neicuță, bine, n-ai să mai găsești ca mine. Nu mai vreau dragostea ta, mai bine stau singurea. S-au umplut, neică, paharul și-am băut din el amar. Nu mai vreau dragostea ta, mai bine stau singurea. S-au umplut, neică, paharul și-am băut. Asta este, ați băut, ați făcut, ați făcut la mulți ani, la mulți ani, mama mio. Sunteți minunată, ați avut o petrecere de excepție. Vă mulțumesc din toată inima încă o dată celor care ați fost aici, celor care au fost în fața televizoarelor și au avut atâta răbdare ca să ne asculte și să ne vadă și surprizele noastre muzicale. Mulțumim și noi, Mioara Parnica, pentru ziua de azi. La mulți ani pentru toți artiști minunați, acești artiști minunați care au venit astăzi în platoul emisiunii noastre. Vă mulțumim tuturor și dumneavoastră, dragii noștri telespectatori, să știți că mâine seara aveți o ediție specială, extraordinară, pentru că vin moldovenii mei aici. Aoleu, în platou. O să fie veselie, o să fie cu bucurie. Hai, la revedere, intră oltenii mei, Mioara Parnica, oltenii mei, hai! La revedere, vă iubim!